Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vreau să vorbesc puțin despre El Salvador și despre ceea ce se întâmplă în momentul de față acolo. Motivația acestui clip a venit după ce am văzut postarea lui Andrei de pe investiții criptomonede pe Facebook, în care el punea niște întrebări foarte bune referitor la ceea ce se întâmplă în El Salvador. El a postat un articol de la Ziarul Financiar care arată cum că în El Salvador există proteste și o parte din populație țării dorește eliminarea Bitcoin ca mijloc legal de plată. Acest articol dezvoltă puțin ceea ce se întâmplă acolo, dar foarte puțin și superficial, ca să zic așa, pentru că în realitate lucrurile stau puțin altfel și o să vă spun și de ce populația dorește eliminarea Bitcoin ca mijloc de plată, chiar dacă Bitcoin nu este obligatorie. Moneda Bitcoin nu este obligatorie, este facultativă și voluntară. Dacă vrei, poți să fii plătit în dolari, pentru că și dolarul este o monedă oficială în El Salvador, sau în Bitcoin. Deci Bitcoin nu încurcă pe absolut nimeni din acea țară și dar o să revin imediat la discuția asta de ce oamenii sunt nemulțumiți în legătură cu acest lucru. Și el aici zice niște lucruri, bine, în afară de faptul că intră un pic într-o conspirație cu care nu sunt de acord, pune niște întrebări. De ce o țară ar adopta un instrument financiar de schimb volatil pentru servicii și produse? Iar eu o să răspund la aceste întrebări pe care Andrei le-a pus și niște întrebări bine fundate. Mă bucur când văd oameni care pun întrebări și care gândesc și care pun la îndoială și o să vin cu răspunsul la întrebările astea. Și hai să luăm prima întrebare. De ce o țară ar adopta un instrument financiar de schimb volatil pentru serviciile și produse? Toată lumea pleacă de la prezumția că acum, dacă Bitcoin este monedă oficială în El Salvador, tu poți fi plătit în Bitcoin și tu nu poți fi plătit în Bitcoin pentru că valoarea Bitcoinului este volatilă. Ceea ce foarte puțină lume știe este că Bitcoin în sine este o tehnologie, nu doar o criptomonedă. Bitcoin cu B mare este tehnologia, Bitcoin cu B mic este moneda. Ca și Ethereum când Ethereum este tehnologia și Ether este moneda. E foarte important să ținem cont de acest lucru. De ce o țară ar adopta un instrument financiar de schimb volatil pentru servicii și produse? Pentru că El Salvador are o populație extraordinar de mare în diaspora. Adică sunt foarte mulți oameni, un procent de foarte mare, cel mai mare procent din America Latină la nivel de populație care lucrează în afara țării și care își ajută rudele și persoanele care au mai rămas în țară. Pentru asta e nevoie ca ei să trimită bani, să trimită bani în țară, să-și ajute rudele și persoanele care au rămas în țară. Ca să trimiți bani, ai nevoie de un sistem financiar, sistemul financiar clasic. Și oamenii trimit prin Western Union și prin alte servicii de genul acesta, care, bineînțeles, taxează procente destul de mari și plățile ajung destul de lent. Noua tehnologie numită Bitcoin, care vine cu o altă tehnologie deasupra lui, care se numește Lightning Network, și dacă nu știți ce este Lightning Network, vă recomand să intrați pe iBlog să vă uitați la clipul pe care l-am făcut eu în 2017 sau 2018 și în care vorbesc despre ce este Lightning Network. Și este un articol foarte bun pe care vi-l recomand să-l citiți, l-am postat și pe Twitter, Bitcoin și El Salvador, o tehnologie care separă banii de stat și un stat care are o tentă autoritară ce a făcut-o legală. Două lucruri diferite și în antiteză. Un articol genial care te pune pe gânduri. Ce vrea să facă un stat autoritar cu o tehnologie anarhică? E un articol foarte bun, vi-l recomand, o să-l pun și în descriere. Și aici, de ce o țară ar adopta Bitcoin ca și metodă de plată? Pentru că cu noua tehnologie Lightning Network poți să faci transferuri de fiat,
dragii mei, de fiat, prin Bitcoin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ceea ce crede lumea, și anume faptul că Bitcoin este volatil, că Bitcoin nu poate fi folosit ca metodă de plată și așa mai departe, se anulează. Pentru că Bitcoin devine un mijloc prin care poți transfera bani fiat. Deci, tu practic poți fi plătit în dolari fără să ai acces la bancă sau fără să ai un intermediar, o bancă sau statul. Și aici vă arăt un clip foarte interesant când o persoană din El Salvador efectiv alege că vrea să depună 20 de dolari într-un bancomat Shivo, care este bancomatul statului, și a bancomatului dă un cod QR la care el urmează să facă poză și i-o trimite prin WhatsApp unui prieten de-a lui din Statele Unite. Acest bancomat nu este ca și bancomatul pe care le avem noi în România, adică nu este un bancomat on-chain. Tranzacțiile sunt pe Lightning Network. Asta înseamnă că transferul se face în mai puțin de o secundă și cu fiuri aproape de zero. El ia această poză, i-o trimite prietenului lui din Statele Unite și prietenul lui din Statele Unite merge și el la rândul lui. De fapt, nu trebuie să meargă nicăieri, are wallet-ul lui, scanează acel cod QR și îi trimite acestui băiat din Statele Unite Bitcoin în valoare de 20 de dolari, iar el îi scoate din bancomat după, nici nu cred că sunt 2 minute, îi scoate din bancomat în cash, ca și dolari. Și uite de ce ai adopta Bitcoin într-o țară ca și legal tender, de asta. Ca să poți face transferuri de bani prin tehnologia Bitcoin. Deci, practic, ca să-ți răspund la întrebarea de ce o țară ar adopta un instrument financiar de schimb volatil pentru servicii și produse, dacă acel instrument volatil are o tehnologie în spate prin care poți să faci transfer și poți în mai puțin de o secundă să lichidezi, să fie doar un mijloc de transfer, adică în cazul acelui clip, în cazul clipului cu transferul, persoana din Statele Unite i-a trimis lui Bitcoin, Bitcoinul s-a ajuns în El Salvador, s-a transformat în dolari în mai puțin de o secundă și automat el s-a scos din bancomat dolarii fără niciun sistem financiar central, fără bancă, fără Western Union, fără SWIFT, fără nimic. Iar toate lucrurile astea cu fiuri zero sau aproape de zero. Gândiți-vă un pic cât de important e acest lucru. De asta ai alege o monedă care îți oferă posibilitatea asta fără să depinzi de un intermediar. Și CNBC a scris un articol de curând, prin 9 septembrie, El Salvador New Bitcoin Plan could cost money provider like Western Union and others 400 million a year, says President Bukele, sau cum îl cheamă. Deci, El Salvador era o piață foarte mare de transferuri de bani și companiile cum sunt Western Union câștigau foarte, foarte mulți bani. Ei bine, de când s-a implementat Lightning Network și Bitcoin în El Salvador, oamenii pot face transferuri de fiat, atenție, nu de Bitcoin, instant. Pe lângă asta, mai există un startup, Strike.me, care îți oferă posibilitatea, este ca un Revolut, și care funcționează în El Salvador, este ca un Revolut și tu poți trimite prin Strike.me fiat, bani fiduciari, prin Bitcoin, prin Lightning Network. Adică, dacă și după ce ajunge, de exemplu, la mine în aplicație, banii din Statele Unite, și eu sunt în România sau în El Salvador, eu pot să-i păstrez în dolari. Dacă vreau să-i trimit cuiva dolarii mei, să zicem 5 dolari, cei 5 dolari se transformă în Bitcoin, Bitcoinul merge la destinatar, și după aceea se transformă iar în dolari, asta mai puțin de o secundă și instant, fără comisiune sau comisiune aproape de zero. De asta ai adopta un instrument financiar de schimb volatil pentru servicii și produse. Dragii mei, toată lumea acolo au dolari, nu au Bitcoin, majoritatea oamenilor o să aibă dolari. Singurul lucru pe care îl face Bitcoin acolo este să înleznească transferurile de bani. Atât.
Pe lângă asta, un alt lucru pe care îl face Bitcoin acolo, pe baza acestui articol pe care vi-l recomand să-l citiți, sunt patru lucruri pe care s-au dovedit pozitive în acest demers de a face Bitcoin legal tender în El Salvador. Primul, creează o cultură a economisirii. El Salvador a fost în 2015 cea mai nesigură țară din America Latină. Și oamenii când trăiesc de obicei într-un mediu nesigur, când există când nu este siguranța zilei de mâine, oamenii tind să profite de tot ce au ca să trăiască clipa și să, pentru că știu că li se poate lua, li se pot lua banii, li se pot lua nu mai au. E, Bitcoin de când a intrat în, să zic, în El Salvador, oamenii au început să înțeleagă că de fapt în viitor Bitcoin va crește în valoare și au început să economisească. Economisind bani, ei pot să investească și să mărească economia, să investească într-o afacere, să creeze locuri de muncă și așa mai departe. Bazele unei economii sănătoase, în orice economie sănătoasă din lume, posibilitatea de a economisi și a investi este foarte importantă. Într-o țară în care nu poți face chestia asta din cauza războaielor civile și așa mai departe, acea țară este condamnată să rămână la același nivel sau chiar mai rău. E, primul lucru pozitiv este că creează o cultură de a economisi. Al doilea lucru pozitiv este că creează oportunități de business. Până de curând, ca să ajungi în El Salvador, să investești în El Salvador, să faci, să investești, de exemplu, să cumperi terenul și așa mai departe, era foarte greu. Trebuiau săptămâni întregi să transferi banii și dintr-o altă țară în El Salvador. Sistemul bancar este foarte, foarte slab. Am înțeles că ca să ai un cont bancar în El Salvador ai nevoie de cel puțin $10 pe lună să plătești acel cont bancar, ceea ce este enorm de mult pentru o persoană de rând. Majoritatea oamenilor nu au cont bancar și Bitcoin acum pe o aplicație, dar au acces la internet și au acces la social media. Chiar două treimi din populația El Salvador au acces la social media și acum pot să aibă acces și la partea financiară prin Bitcoin. Și asta va crea oportunități și se va dezvolta economia. Al treilea lucru este eficiența pe care v-am discutat-o adinaori despre transfer de bani. Oamenii care sunt în afara El Salvador pot trimite bani foarte ușor, la costuri extrem de mici, persoanelor din țară. Și asta va veni cu un plus, pentru că cei 400 milioane vor merge în buzunarele El Salvadorilor, nu în buzunarele companiilor ca și Western Union. De exemplu, dacă vrei să trimiți, nu știu, $20 prin Western Union, trebuie să plătești cel puțin 5 fee sau 3 fee, ceea ce este enorm, adică este vreo 10-20% plătești fiuri. E, mai nou prin Strike sau prin Lightning Network și bancomate, ați văzut și voi cum poți scoate din bancomat instant $20 și să nu plătești fee aproape deloc. Acum știu că este chestia aia cu money laundering și așa mai departe, spălarea de bani și mai departe. Nu, stați liniștiți, bancomatele respective cer număr de telefon și identitatea ta ca să poți face chestia. Deci e rezolvată cu KYC, e totul în regulă. Bun. Al patrulea lucru, oamenii au început să aibă în țară, au observat această persoană care spune, încep să aibă o senzație de mândrie, pentru că e prima dată de mult timp când țara lor devine pionierea unui nou lucru și în lume se vorbește despre El Salvador de bine, în sensul că a adoptat Bitcoin și că este o țară care este curajoasă să creeze un experiment acolo și se vorbește de bine dincolo de ceea ce se vorbea până acum și toată lumea era frică de această țară pentru că era o țară și probabil este foarte periculoasă. De acum oamenii încep să vorbească și lucruri bune despre El Salvador și asta creează o senzație de mândrie persoanelor care locuiesc acolo și mi se pare foarte, foarte, foarte tare. Azi, deci, alte întrebări a mai pus Andrei. Dacă prețul sistemului de referință este volatil, ce se întâmplă cu restul elementelor din sistem? Am discutat despre chestia asta.
Bitcoin în cazul acesta este un mijloc de transfer, adică dolarii se transformă în Bitcoin, Bitcoin ajunge la destinație în El Salvador și se transformă din nou în dolari. Prin startup-ul ca și Strike.me, care este un fel de Revolut, tu poți face acest lucru fără să ai acces la cont bancar și ați văzut și voi, nu trebuie neapărat să ai să ai o aplicație, pur și simplu te duci la un bancomat și îl pui pe un prieten să-ți trimită bani și scoți instant în dolari. Deci, practic, Bitcoin devine un mijloc de transfer, dragii mei. Am mai spus chestia asta, Bitcoin va trece prin 3 etape până va ajunge moneda de referință globală, moneda, unitate de măsură globală a valorii. Prima a fost și este store of value, adică o metodă de economisire. Al doilea, un mijloc de transfer de valoare. Ceea ce se întâmplă acum în El Salvador este un mijloc de transfer de valoare. Și al treilea este o unitate de măsurare a valorii. Al treilea, trebuie ca să ajungă acolo, Bitcoin trebuie să ajungă la o volatilitate mult mai mică și asta se va întâmpla în următorii probabil 10-15 ani. Ei bine, acum Bitcoin trece în a doua etapă, un mijloc de transfer de valoare. Bun, cât de mult costă să manipulezi o țară cât 3 județe ale României? Ei bine, asta intrăm în alte discuții. Cât de mare ar să fi fost coincidența asta la fel? Băi, dragii mei, ca Andrei, nu știu, din câte citesc aici, văd că ești destul de începător în domeniul ăsta. No offense. Manipularea de piață... Asta e extrem de random și nu are legătură neapărat cu știrile. Asta doar începătorii cred că piața are legătură cu știrile. Nu. Să știți că știrile urmează trendul, nu trendul știrile. Adică dacă trendul este ascendent, apar doar majoritatea știrilor sunt știri pozitive. Dacă trendul este descendent, majoritatea știrilor sunt știri negative. Nu invers. Deci ce s-a întâmplat acum în piață... Intrăm în alte detalii, intrați pe newsletter iblog.substack.com și citiți acolo. Sunt prea puțin bani, prea puțin volum și e foarte ușor să manipulez piața. Care este nivelul de educație din El Salvador? Bun, așa asta e bună întrebarea. Nu știu exact care este nivelul de educație din El Salvador, dar este suficientă încât oamenii să poată să aibă aproximativ, după ultimele statistici, chiar în acest articol scrie, există 1.5 telefoane pe cap de locuitori în El Salvador. Deci este suficient educația cât să poți să folosești un telefon cu niște aplicații, să te joci pe telefon și să folosești un wallet de Bitcoin, să mergi să primești transferurile și să te duci la bancomat să scoți banii. Așa? Din punctul meu de vedere, de ce ar fi o problemă plata și cu cripto în afară de dolari? De ce ar fi o problemă plata și cu cripto în afară de dolari? Nu e o problemă și chiar despre asta discutam adineauri. Dolari și Bitcoin nu se exclud în El Salvador. Bitcoin este un mijloc prin care ajung dolari în țară. Asta e foarte important. Iar oamenii care vor să rămână în Bitcoin, rămân în Bitcoin, dar nu sunt obligați să rămână în Bitcoin. Ok, protestele. Ce se întâmplă cu protestele din țară? Hai să mergem mai departe, să vorbesc despre protestele. Băi, protestele astea sunt făcute din cauza faptului că dacă studiem un pic istoria El Salvador și putem să facem asta chiar în articolul ăsta, există așa numită perioadă din istorie în anii 2000, se numește dollarization, perioada în care, the trauma of dollarization, perioada în care... El Salvador a decis să se mute, să renunțe la moneda locală și să aducă dolarul ca și moneda principală. Moneda locală atunci era colon și așa se numea moneda și președintele de atunci a decis să renunțe la acea monedă și să dolarizeze toată țara. Acest lucru a făcut ca țara să devină oarecum sclava, în ghilimele, dolarului. Chiar dacă în El Salvador inflația era de 4,3% la colon, colon se numește moneda înainte de dolari, președintele a decis și țara a decis să treacă pe dolari pentru anumite considerente. Ei bine, în realitate, odată ce au trecut la dolari, țara a avut o criză economică extraordinar de mare. Au avut niște efecte negative foarte, foarte mari, trecerea la dolari. Și oamenii, în momentul de față, de asta ies în stradă, pentru că pentru ei este prima dată când aude Bitcoin,
Bitcoin, după cum știți, este încă la început, foarte puțină lume știe de Bitcoin și le frică să nu treacă prin aceleași probleme prin care au trecut după ce s-a decis trecerea la dolar. Sunt estimările care arată că dolarul a făcut mai mult rău decât bine și asta i-a făcut pe El Salvadorieni să iasă în stradă și să militeze împotriva acestei decizii, chiar dacă Bitcoin nu este o monedă obligatorie, ci în paralel este și dolarul. Și pe lângă asta există un cameleon de dictator care, după cum scriam în postarea de pe Twitter, este în antiteză cu valorile Bitcoinului și în realitate nici eu și nici acest articol, cam asta e concluzia articolului, nu au descoperit ce vrea el să facă, de fapt, un dictator, ce vrea să facă cu Bitcoin. Bitcoin este imaginea libertarienilor și anarhismului și un dictator care este la polul opus a decis să-l folosească. Și nimeni nu știe ce vrea el să facă, de fapt, cu acest lucru, dacă intențiile lui sunt cu adevărat bune sau nu. De asta ies oamenii în stradă. Unul, pentru dictator, pentru că acesta a luat niște măsuri foarte, foarte grave și la fel în acest articol puteți să le citiți acele măsuri și oamenii ies în stradă pentru că le e frică de că este o amenințare la democrație și la libertate și doi, pentru că adoptarea Bitcoinului pentru ei este o ancoră în trecut care le-a dus mai mult rău decât bine în perioada 2000 când a existat dolarizarea țării. Aici Andrei continuă să vină cu niște idei logice, că nu, cum poți să plătești cu Tesla ca și cum am putea plăti la Mega cu Tesla ca acțiune. Exact. Iar are sens ce zice Andrei aici. Sunt foarte bune, foarte bună premiza și de asta am făcut acest video, ca să vă arăt că de fapt Bitcoin nu este o monedă de plată, ci este un mijloc de transfer al valorii. Atât. Persoana, eu când sunt El Salvador sau oricine El Salvadorian poate decide să rămână în Bitcoin sau să iasă în dolari. Și majoritatea oamenilor care primesc bani, o să primească bani din Statele Unite și din alte țări în El Salvador, cu siguranță vor rămâne în dolari. Ați văzut și voi, tehnologia nouă deasupra Bitcoinului care se numește Lightning Network va schimba complet lumea. Deci e ceva incredibil. Bitcoin este o monedă indestructibilă care se poate transfera cu viteza luminii prin Lightning Network. Asta face acum Lightning Network și cu asta va schimba de fapt toată lumea. Bun, hai să vedem un comentariu. Efectiv, oamenii, e normal, dar e normal ce se întâmplă, ce se scriu oamenii aici în comentarii, pentru că fiecare are datele problemei și ce știu ei din presă. Și atunci, da, e normal că atunci tu când ai puține informații să ai niște păreri care să nu coincidă cu realitatea. Și aici, na, există persoane, cum ar fi să fii plătit în Bitcoin, să fie o corecție de 40% și salariul să nu-ți mai ajungă să plătești datorile atât timp cât Bitcoin se raportează USD sau are ca sistem de referință USD, nu cred că poate fi folosit ca metodă de plată, nu la acest nivel la care se vrea în El Salvador. Cum ai spus, un stablecoin e mult mai viabil, dar nu o monedă cu așa volatilitate. Am spus de fapt că oamenii uită că de fapt există o tehnologie nouă, Lightning Network, care îți permite să faci transfer efectiv de bani fiat, fiduciari, euro, dolar, lei. Faceți un pic de research și vedeți ce este strike.me, să vedeți cum poți trimite, în România încă nu este valabil, să vedeți cum poți trimite efectiv dolar, lei, euro și așa mai departe prin Bitcoin și Lightning Network. Deci ideile din comentariile de aici sunt contraargumentate cu faptul că, de fapt, nu există pericolul ca Bitcoin să cadă 40% și să-ți piardă oamenii salariile. Nu. Stați liniștiți, nu se întâmplă chestia asta în El Salvador. Sunt startup-uri cum ar fi Strike.me, mai există OpenNode.
standardul Bitcoin, dacă intrați și vreți să-l cumpărați, o să vedeți că când dați comanda acum, există posibilitatea să-l comanzi, să o comanzi prin Bitcoin și Lightning Network. Eu când primesc banii, când cineva cumpără cu Bitcoin și Lightning Network, eu când primesc acei bani, eu nu-i primesc în Bitcoin, dragii mei, eu îi primesc în dolari. Și există acest startup numit Oponod și prin Lightning Network, eu acum pot scoate telefonul, scanez acest cod QR și am făcut plata și eu am primit în contul de Oponod 153,99 lei am primit. N-am primit Bitcoin. Și exact asta se întâmplă și în, El Salvador. Oamenii, Bitcoin este folosit doar un mijloc de transfer, o tehnologie de transfer avansată. Asta face Bitcoin, de fapt. Are lichiditate extraordinar de mare și este un mijloc de transfer în momentul de față. Este la punctul 2 din cele 3, la etapa 2 din cele 3 etape. Și atunci, sper că v-a fost de folos acest clip. Să văd dacă mai aveam ceva de spus. Să știți că urmează săptămâna viitoare să lansez cartea Să inventăm Bitcoin. M-am hotărât să aduc cât mai multe cărți despre Bitcoin și criptomonede ca să educăm românii dincolo de presă și să înțeleagă de fapt că Bitcoin nu este doar o criptomonedă, este o tehnologie și e o tehnologie de care oamenii se pot folosi. Și următoarea carte pe care o voi traduce este scrisă de acest autor, Ian Pritzker, care a fost și este un fondator de startup. Ultimul startup l-a vândut cu 275 de milioane de dolari și el în momentul de față lucrează la Swan Bitcoin, unde este alt startup de-a lui, nou, care te ajută să faci dollar cost average, să cumperi Bitcoin instant în fiecare zi, în fiecare săptămână, la fel, surprizător, fără fiuri colosale, cum crede lumea că Bitcoin are în general fiuri foarte mari. Și cartea va fi available de săptămâna viitoare, așa că stay tuned, va fi și în format audio, deci poți să o comanzi, să o asculti în mașină, în timp ce faci sport și așa mai departe. Și îți mulțumesc că m-ai urmărit până acum. Ca și concluzie, dragii mei, aceste îngrijorări pe care le aveți în comentarii, să știți că au fost oameni mai deștepți decât noi și s-au gândit la ele și Bitcoin ca și legal tender, legislația de Bitcoin din El Salvador doar ajută ca să fie acceptat și se poate face acea tranzacție din Bitcoin în dolari și să se creeze acel mijloc de transfer și legal, pentru că dacă se putea face și înainte, dar nu era o legislație clară pe treaba asta. Și acum, mai nou, fiind legal tender în El Salvador, este o legislație clară. Eu când mă duc și plătesc cu Strike ceva în El Salvador, dolarii mei se transformă în Bitcoin, Bitcoin ajunge la destinatar, se transformă înapoi în dolari și acea conversie acum este susținută și de lege. Cam asta este ceea ce se întâmplă în El Salvador. Este un experiment extraordinar și o să vedeți că o să aibă foarte mult de câștigat. Nu uitați, citiți și articolul ăsta pe care vi l-am zis, este genial și cam atât. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și vă urez o zi cât mai frumoasă. Numai bine!